Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre previziunile lunii august pentru fiecare zodie în parte. O să vă dau tendințele generale în prima parte a materialului, iar în a doua detaliem zodia respectivă. Jupiter, Saturn, Uranus vor fi staționare spre retrogradare, Neptun, Pluto și. Asteroidul Chiron Toate sunt în mișcare retrogradă în această lună Mișcarea retrogradă A celor pla patru planete majore Până în 24 august Când li se adaugă o aci, în cea planetă Adică Uranus Înseamnă finalizarea a tot Ceea ce am lăsat Neterminat din lunile trecute Din ce în ce mai mulți dintre noi o să vedem că vom avea gânduri despre cine am fost într-o viață trecută și încotro ne îndreptăm în această călătorie de viață. Neptun retrograd atrage atenția și asupra sferelor materiale ale vieții, care trebuie conectate cu ceea ce iubim. El atrage atenția asupra alegerii corecte a obiectivului vieții noastre și a călătoriei vieții noastre. Asta apare mai ales atunci când avem îndoieli cu privire la direcția noastră sau când avem îndoieli cu privire la credința noastră interioară. Planeta Neptun dă putere iluziilor, ideilor pe care ar trebui să le păstrăm în această perioadă. Mișcările retrograde ale celor patru planete de la începutul lunii august, Amintesc de adevărul nostru interior, pe care trebuie să-l analizăm și să-l păstrăm. Trebuie să ne concentrăm în principal pe realitate, pe urmărirea obiectivelor și pe finalizarea a ceea ce am început. Și, de fapt, de care depinde succesul nostru în viitor. Uranus, planeta numită Rebelul Zodiacului, o să vă evidențieze. Originalitatea și va aduce multă rezistență la limitări. Uranus retrograd vede multe oportunități în viață și încearcă să ne îndrepte spre direcția corectă. Dar atenție: că va fi una neconvențională și surprinzătoare. Totuși, această mișcare a lui Uranus este asociată și cu o teamă născută pe care Trebuie să învățăm să o acceptăm pentru a nu ne interfera deciziile viitoare. Dar să știți că frica ne limitează foarte mult în deciziile noastre zilnice. Iar planeta Uranus este cea care ne încurajează să încercăm să înțelegem această frică, să luptăm cu ea și apoi să o depășim. Frica, să știți că ne limitează în tot, ceea ce privim. Aduce o mulțime de probleme pentru că nu avem curajul să ne schimbăm, nu știu, poate locurile de muncă sau să facem un pas înainte în relațiile noastre personale, în orice. Dragostea, să știți că suferă și ea de frică. De câte ori nu ne-a fost frică să spunem lucrurile cinstite în față unei alte persoane sau din inimă să recunoaștem sentimentele? tocmai pentru că propriile noastre griji ne împiedică să facem acest lucru. Să știți că societatea din jurul nostru este făcută în așa fel încât să fim mulțumiți sau plafonați cu ceea ce avem. Cu toate acestea, Uranus retrograd îi place să lupte cu această idee, iar din 24 august o să simțim o putere enormă de a ne lupta cu propriile noastre temeri. O să vede. Uranus ne amintește că uneori este mai bine să ieșim în evidență din marea mulțime. Și doar astfel vom avea un succes în viață. Pentru că succesul, în general, este strâns legat de depășirea fricii, în general. Ne reamintește că nu este important ce cred alții despre noi, ci modul în care noi, înșine, ne abordăm viața. Cum ne direcționăm energia și ne înțelegem propria originalitate? Și cum încercăm să o punem în viața noastră astfel ca să atragem doar succesul? Orice lucru care ne-a restrâns libertatea în trecut sau ne-a îndepărtat de viața noastră obișnuită, ei acum trebuie eliminat, îndepărtat din viața noastră și Uranus asta face. Și Uranus va fi retrograd până în 2023, deci acolo este termenul limită în care noi trebuie să scăpăm de toate astea. Doar așa oamenii vor avea multe oportunități, inclusiv de a se îmbogăți sau de a îmbogăți umanitatea cu propria lor originalitate. Astfel că multor zodii li se va oferi posibilitatea de noi oportunități. Și noi trebuie să avem grijă să nu ne pierdem respectul față de noi înșine în această călătorie de viață. Iar față de acest subiect, v-am urcat pe Patreon o carte extraordinară care a schimbat viața multor milioane de oameni. Vă rog să o citiți! Așa că trebuie să facem pași mici înainte, dar trebuie să fim capabili să înțelegem și să ne ascultăm gândurile. Să știți că planeta Uranus afectează și relațiile noastre romantice. Și, uneori, ne poate aduce sentimente sporite de singurătate. Deoarece avem tendința să ne concentrăm prea mult pe carieră și uităm de inimă. Din punctul de vedere al relațiilor interpersonale, Uranus retrograd poate avea un impact negativ asupra acestora pentru că acționează literalmente ca un uragan. Energiile planetelor retrograde care se intersectează în cursul lunii august o să provoace și o instabilitate interioară psihologică. Astfel că trebuie să scăpăm de ipocrizie, de bârfă, sau de certuri care vor fi, să știți, foarte frecvente în această lună. Trebuie să ne examinăm ființa interioară și să încercăm să pornim pe o cale care ne poate aduce fericirea în sensul ei cel mai complex. Trebuie să îi implicăm pe toți cei care îi iubim în deciziile noastre, să îi întrebăm lor cum le pică asta, cum le vine asta și în călătoria noastră de viață trebuie să ne gândim la o fericire viitoare, printr-un nou set de gândire și un nou comportament pe care trebuie să le învățăm. Pluto, de asemenea, care va fi retrograd până în 8 octombrie, intensifică și mai mult lupta internă și simte nevoia să ne amintească că lumea asta întreagă nu stă doar pe umerii noștri. El ne transmite gândurile și mintea într-o perspectivă globală asupra propriilor probleme și îndreaptă atenția către noi înșine și către celcul restrâns de oameni pe care îi iubim. El încearcă să ne indice ce este cu adevărat valoros și important pentru noi în viață. Deși trebuie să luptăm mai mult cu emoțiile instabile în această perioadă, Totuși, avem ocazia să simțim progresul vieții pe măsură ce aceste planete retrograde se mișcă, mai ales în domeniul dezvoltării mentale și al fericirii. Cu toate acestea, o să vedeți că în această lună toată lumea o să se întrebe dacă face suficient pentru planeta noastră sau pentru fericirea globală. Concentrându-ne mai mult pe noi înșine și pe cei dragi, o să descoperim cum problemele lunii, lumii, de fapt, ne pot afecta pe fiecare în parte. În special, zodiile de apă și de pământ se vor simți mai tensionate în cursul lunii august, când vor trebui să facă față unei instabilități emoționale mai mari. Jupiter, retrograd, să știți că va lovi nu numai semnele zodiacale pe care le guvernează săgătătorii sau peștii, ci toate semnele zodiacale. Iar Saturn, cu radiația sa carismatică, afectează și semnele Capricornului și Vărsătorului și semnele de Pământ. Saturn, care are această mișcare până pe 23 octombrie, să știți că ne aduce o lecție de viață care va fi legată de marea povară psihologică a trecutului, ce vine de departe din alte vieți. Această lecție va fi despre depășirea bolilor, a traumelor sau a sentimentelor puternice din trecut, cu care încă nu ne-am echilibrat. Cu toate acestea, mai multe semne zodiacale o să vedeți. Vor învăța cum să scape de această forță a energiilor negative ce vin din trecut. Este esențial să iei din aceste energii tot ceea ce poate fi de folos, tot ceea ce poate ne învăța pentru viitor, adică să folosim aceste cunoștințe în beneficiul viitor. Mișcarea lui Neptun în această direcție are loc tocmai în semnul de apă al peștilor. Iar el o să afecteze o anumită parte a vieții acestora. Până în 4 decembrie o să simțiți karma care este asociată lui Neptun retrograd. Pentru că Neptun, în general, face imposibil ca aceste semne să vadă realitatea așa cum este ea, de fapt, cum este adevărată. Cu toate acestea, Neptun are și multe calități. Întărește intuiția, imaginația și, prin urmare, este posibil ca zodiile de apă să aibă un mare dar spiritual pentru a vedea realitatea înainte ca ea să se întâmple. Dacă învață aceste semne, să nu ignore visele și imaginația și își transformă talentele în activitate creativă, ei această creativitate va fi răsplătită cu un mare succes și de asemenea cu o mare recompensă financiară. În luna august, radiațiile karmice și energia noastră vor fi afectate de o serie de alte tranzite care sunt legate nu numai de prezent, dar mai ales de viitor. Și nu uitați că pe Patreon v-am postat un al treilea sau al patrulea, nici nu mai știu filmuleți interzis pe rețelele de socializare, care ne avertizează despre al doilea val pe sănătate, exact cum au spus atrele și cum v-am avertizat că o să se întâmple. V-am mai posta calendarul sănătății pe august, ca să știți când mergeți să faceți operații la dentist sau să vă tăiați părul, sau care sunt organele sensibile în fiecare zi. V-am mai posta calendarul nunților. Am continuat lecțiile gratuite de astrologie lecțiile despre cum să învățăm să medităm, să intrăm în starea alfa și beneficiile acesteia, inclusiv mesajul îngerilor păzitori pe zodii. V-am postat și un PDF, o carte minunată, Cum să te iubești pe tine, cartea care a schimbat viața milioane de persoane care au urmat învățăturile de acolo. Și am mai început și lecțiile de începături pe baza studierii tarotului cea mai simplă divinație din lume, ca să învățați și sisteme alternative de divinație, inclusiv previziunile lunii august din perspectiva tarotului. Acum să vedem cum stau lucrurile și aspectele astrale importante pentru fiecare zodie în parte. Balanță și cei cu ascendent în balanță. Chiar la început de lună, pe 1 august, Marte, planeta războiului și a acțiunii, va face o conjuncție cu Uranus la 18 grade. Va avea loc pe casa voastră 8. Acolo va mai fi și nodul Nord. Este una dintre cele mai importante conjuncții din tot anul 2022 pentru voi. Pentru că nodul Nord și Uranus fac o conjuncție cam la 15 ani odată. Și toate aceste trei planete, să le spunem, deși știți, nodul nor nu este o planetă, o să aducă dorința de experimentare, de pionerat, invenții, tehnologie, oportunități de afaceri bazate pe idei noi. Și funcție de harta voastră personală, natală, poate să aducă Anumite informații care să vă elibereze de trecut, de traume trecute, de frici, de dependențe sau chiar de niște subiecte tabu, secrete sau ascunse. Subiecte pe care în mod normal nu le doriți să le arătați, dar prin această conjuncție importantă sunteți forțați, sunteți motivați să le rezolvați la nivel profund psihologic. Uranus vă poate aduce idei neașteptate pe afacerea sau pe activitatea voastră care o să vă dezvolte pe partea de carier. Este posibil să acționați bănește la nivel de bursă de valori, să spunem, sau pe niște acțiuni profitabile, resurse comune cu altcineva. Mai este posibil să investiți în astrologie, în tarot, numerologie, adică o să fiți foarte interesați de ezoterism și beneficiile aduse de acesta. Mulți care ați învățat să meditați, o să vă puteți deschide cel de-al treilea ochi, ceea ce va aduce forme de vindecare nemai întâlnite de voi până acum. Vă reamintesc că pe Patreon v-am învățat cum să meditați mai ușor și v-am spus ce, ce beneficii puteți obține din meditație. Ce mai poate să însemne conjuncția? Păi, o schimbare neașteptată de evenimente. Adică ele merg în altă direcție decât v-ați așteptat voi. Și pentru că Marte și Uranus au treabă și cu accidentele și cu lucrurile imprevizibile, atenție la asta. Atenție la neatenție, cum se spune. Și mai are legătură cu relațiile intime care sunt guvernate tot de Casa 8 inclusiv informațiile ascunse, dependențele de anumite substanțe pe care nu le-ați mai încercat până acum. Să știți că pot fi și medicamente care nu vă fac bine. Deci, nu este obligatoriu să fie ceva rău acest aspect astral. Pentru unii poate să însemne că începeți o nouă relație intimă. Sau, Apare așa în mod neașteptat o persoană în viața voastră care vă propune să aveți resurse bănești comune, ceea ce este de un mare ajutor pentru voi. Unii, nu știu, poate veți primi pensie alimentară de la vreun fost soț, alții poate vă recuperați niște taxe cum v-ați plătit prea mult și acum vă luați banii înapoi. Pe 4 august Mercur, intră în fecioară adică guvernatorul fecioare. Intră în casa 12. Asta aduce inspirație pe lumea nevăzută, invizibilă sau lumea voastră interioară. Mercur este exaltat în fecioară și va petrece cam 3 săptămâni aici. Este un tranzit important pentru comunicare, dar nu așa cum gândiți voi, adică scris, vorbit. Pentru că această Casă 12 vorbește de fapt despre lumea nevăzută, secretele, lumea cealaltă. Este o casă spirituală. Așa că mesajele și comunicarea va fi dintre voi și Univers, prin vise, prin practici de meditație, cum v-am mai spus, sau practici oculte. Puteți comunica, puteți primi informații de la cineva drag trecut în neființă. Sau de la un profesor spiritual? Este un timp minunat să începeți să țineți un jurnal, chiar dacă este doar așa pe luna august, pe timp scurt, cum vă, cum vă spune, pentru că acolo trebuie să scrieți toate semnalele și semnele pe care le primiți de la Univers, pentru ca mai apoi, mai târziu, să le puteți descifra în liniște. De asemenea, mai poate să însemne succes pentru cei care. Scriu poezii sau au un proiect artistic, nu știu, de fotografie, de filmografie, orice ține de artă. Pe 11 august, Venus intră în Leu, adică vorbim de casa voastră 11. Aici guvernatorul vostru face un aspect minunat și va sta așa până pe 5 septembrie. Venus știți, este micul benefic, ce aduce armonie, frumusețe, plăcere față de casa unde pică. Și la voi este casa relațiilor, a prietenilor și a grupurilor sociale, dar și a banilor din colaborări. Așa că este un timp minunat să vă faceți noi prieteni, noi conexiuni cu care puteți câștiga și bani sau beneficii, dar în același timp să vă simțiți și foarte bine. În aceea zi, de fapt noaptea de 11 spre 12, avem lună plină pe casa voastră 5, acolo unde se află și Saturn. Casa 5, știți, se ocupă de creativitate, distracție, sentimente, relații, fără angajament, copii. Pe aceste zone, voi trebuie să schimbați ceva sau chiar să terminați ceva. Luna își pune întreaga sa luminozitate pe problemele voastre sau nemulțumirile voastre. Ce țin de Casa 5, acolo trebuie să acționați. Voi mai detalia acest subiect. Pe 18 august, Venus, Micul benefic, care știți este deja în leu, face trigon cu Jupiter, Marele benefic retrograd, în berbec la 8 grade, pe casa voastră 7, a căsătoriei, a relațiilor în general, a sentimentelor. Așa că micul și marele benefic împreună fac un aspect nemaipomenit de bun. Așa că este posibil să primiți ajutor, susținere de la cineva reprezentat de Jupiter. Adică, să fie un profesor, un mentor, un antrenor, un investitor, un protector. Cele două planete sunt generoase și sunt asociate cu norocul, cu șansa, cu abundența. Și cu siguranță că veți primi poate o donație sau veți primi învățătura cuiva mai avansat ca voi sau cineva care o să vă ajute să vă extindeți pe plan spiritual. Dacă aveți litigii juridice, ele vor fi de succes, pentru că trigonul este un aspect favorabil. Puteți, de asemenea, să fiți ajutați de cineva din străinătate sau de altă cultură decât voi. Poate să mai însemne că unii puteți să intrați într-o nouă relație romantică cu cineva care face parte din grupul vostru de prieteni, să spunem, sau cei pe care îi știți deja. Planeta Jupiter va ajunge exact la același grad în februarie 2023, ceea ce înseamnă că situația aceasta se va repeta atunci sau să spunem că se va definitiva atunci ceea ce începeți acum. Pe 20 spre 21 august avem planeta războiului Marte, care intră în gemen, deci pe casa voastră nouă a cunoașterii înalte. Și timp de șapte luni vă veți focusa pe domeniile acestei case. Marte va avea și o perioadă de retrogradare de 10 săptămâni, de la sfârșit de octombrie până pe 12 ianuarie 2023, când o să vă oblige să puneți lucrurile în ordine. Orice veți iniția cât Marte este pe mers direct, va fi revizuit sau schimbat în perioada sa de retrogradare. Domeniile casei nouă sunt educația superioară, călătoriile în scop de cunoaștere, în alte țări, alte culturi, ghizi spirituali, sistemul vostru de valori, import-exportul, legile și publicațiile. Deci acestea sunt ariile de maximă importanță pentru voi, unde Marte vă va da energia de a acționa. Pentru că Marte este exploratorul, este Pionierul în ceva este pasiunea în acțiuni, curajul, deoarece este o planetă proactivă. Spre deosebire de Venus, de exemplu, care este la primire, cum se spune. Pe harta voastră, Marte mai are legătură cu legea, problemele sociale, învățarea despre afaceri sau despre finanțe, limbile străine. Mai poate să însemne că veți parcurge un drum spiritual total diferit. De cel cu care v-ați născut sau în care ați crezut până acum. Asta pentru că vă veți căuta propriul vostru adevăr și nu cel impus de alții. Deci, șapte luni veți avea preocupare și acțiune concretă pe aceste domenii. Pe 24 august, Uranus în energie de taur va fi staționar și se îndreaptă spre mers retrograd. Și se întâmplă chiar pe casa voastră 8 la 18 grade. Uranus petrece cam 5 luni și jumătate în retrogradare în fiecare an, deci nu este ceva neobișnuit, dar vreau să menționez acest aspect pentru că, în acest moment de stopare a mersului său direct, ca să pornească înapoi, înseamnă un fel de trezire pe acest grad 18, activat pentru a treia oară, după cum vedeți. Așa că o să revizuiți, o să reflectați după cum să porniți pe un drum al vindecării sau cum să vă gestionați resursele comune cu cineva sau să învățați despre chestiuni spirituale și sufletești. Veți fi mai preocupați de viața de după moarte, veți avea vise și experimente astrale neobișnuite, veți mai avea originalitate intimă, nonconformism, pasiune față de ocultism, chestiuni secrete neștiute de alții sau nespuse altora. Când Uranus o să intre în mișcare retrograd, o să vedeți că o să aveți așa un fel de revoltă veșnică, ca un fel de constrângere, delimitare venită din afară. Vechi prieteni sau vechi talente dintr-o altă viață anterioară o să revină în viața voastră. Și probabil pentru că Într-o altă viață, voi ați încălcat libertatea de expresie, adică ați împiedicat manifestarea liberului arbitru al celor din jur. Ei, acum, în prezent, în viața asta, o să aveți dificultăți exact pe această zonă a liberului arbitru și veți fi nevoiți să acceptați deciziile pe care le iau alții în locul vostru. Ei, lucrurile se schimbă numai când veți învăța să respectați. Libertatea celorlalți și nu o să mă, vă mai impuneți propriile decizii. Pe 27 august avem lună nouă pe energie de fecioară, deci pe casa 12. Luna reprezintă impulsurile lăuntrice, inconștientul, cele care ne conduc, adesea fără să ne dăm seama. Înseamnă ceea ce avem de împlinită în viață, prin intermediul trăirilor și a reacțiilor noastre psihice. Luna guvernează viața emoțională, viața sufletească și reprezintă rădăcinile noastre, maternitatea, ereditatea, mediul de origine. Fecioara fiind semn de pământ, aici se manifestă o anumită armonie cu natura și cu înclinațiile practice ale voastre. Astfel că o să fiți mai atrași, poate, de o viață pastorală, o viață rurală, cu ocupații tradiționale. O să aveți mai mult simț pragmatic și o să fiți foarte absorbiți de ocupațiile și treburile casnice. Poate ar fi bine să vă doriți ceva nou în aceste domenii sau poate pe zona de. Ocultism, astrologie, științe secrete, arte secrete, povești de dragoste, legături amoroase, indiscrete. Voi o să fiți foarte privilegiați de soartă, pentru că o să vă dați seama când greșiți, la timpul potrivit, și o să vă dați seama și cât timp aveți la dispoziție să reparați ceea ce ați greșit, nu știu, prin gând, prin acțiune. Și asta. Puțină lume poate să o facă. Adică o să reușiți să autoanalizați foarte bine tot ceea ce faceți, și asta să știți că pornește din nevoia de a fi mai buni cu voi și cu cei din jur. Și nu vreți să lăsați experimentele voastre negative să-i facă să sufere pe ceilalți. O să mai insist pe acest subiect. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați că dacă apăsați butonul roșu din dreapta jos a ecranului, veți primi automat toate noutățile. Vă pup!